Astrofizicienii, biologii și inginerii care lucrează la NASA și în enumerate campusuri universitare din întreaga lume lucrează în mod constant la experimente de gândire privind cele mai grave catastrofe posibile care s-ar putea abate asupra planetei. Una din aceste calamități este oprirea bruscă a motorului zilelor noastre, oprirea bruscă a razelor dătătoare de viață ale Soarelui. Dacă soarele s-ar stinge brusc, chiar și pentru o perioadă de 24 de ore, suprafața Pământului ar suferi consecințe cumplite, care ar putea dura ani de zile pentru a fi înlăturate. După 8 minute de la un astfel de eveniment, ultima lumină emisă de soare ar ajunge pe Pământ, lăsând suprafața în întuneric. În primul rând și în primul rând, temperatura suprafeței Pământului ar scădea dramatic. În timpul unei eclipse solare din Kenya, temperatura a scăzut cu 5 grade Celsius în doar câteva minute. Desigur, dacă soarele ar rămâne pe loc, dar ar înceta pur și simplu să producă lumină, rotația gravitațională nu ar fi afectată. Dar dacă soarele ar face implozie sau s-ar îndepărta în alt mod de la locul său din centrul sistemului solar, fiecare din planete ar devia de la curs în mod nebunesc, zburând de-a lungul unor traiectorii complet noi. Aceste consecințe sunt doar începutul unei lumi noi, fără lumina soarelui, căldura radiantă și atracția gravitațională înfricoșătoare care ține fiecare planetă fixată pe orbită. Așadar, iată ce s-ar întâmpla dacă soarele ar dispărea pentru o perioadă de 24 de ore. Temperaturile la suprafață ar începe să scadă rapid. În afară de întunericul brusc care ar cădea peste întreaga planetă, cea mai pronunțată schimbare care ar avea loc cu efect imediat ar fi o cădere liberă a temperaturii la suprafață. În cazul unei săptămâni de întrerupere a soarelui, temperatura globală la suprafață s-ar prăbuși sub 0 grade Celsius și s-ar reduce și mai mult până la minus 100 de grade Celsius în decurs de un an. Anual, diferența medie între temperaturile nocturne și cele diurne este de 2 grade Celsius. Un pic de calcul rudimentar se poate estima că o persoană obișnuită beneficiază de 8 ore de lumină solară pe zi. Prin urmare, ne putem aștepta să se înregistreze o scădere de aproximativ 2,6 grade Celsius pe parcursul a 24 de ore. Așadar, oamenilor și animalelor le-ar fi mai frig și probabil ar intra puțin în panică, dar acest lucru ar avea un efect mult mai mare asupra lumii vegetale. Fotosinteza și producția de oxigen vital ar înceta, chiar dacă s-ar produce mai treptat decât schimbările de temperatură și de lumină care au loc în acest scenariu ipotetic de coșmar, cea mai importantă și mai devastatoare modificare a rutinei Pământului ar avea loc în lumea plantelor. Importanța vieții plantelor de pe Pământ e esențială în stabilizarea aerului respirabil în cadrul ecosistemului mondial. Prin fotosinteză, plantele creează produsul alimentar necesar pentru a susține creșterea și continuarea vieții. Ca produs secundar, fotosinteza pompează oxigen în aer. Biodiversitatea este o caracteristică cheie a luxurianței unice a planetei, iar viața planetelor formează coloana vertebrală care susține în mod definitiv aproape orice alt organism viu din lumea noastră. Fără lumina soarelui care să alimenteze acest proces, planetele ar înceta să mai producă atât compușii de glucoză necesar la nivel intern, cât și oxigenul necesar vieții moderne din afara regnului vegetal. Un număr restrâns de creaturi bacteriene și un animal sedimentar de mare adâncime recent descoperit pot supraviețui în condiții fără oxigen. Cu toate astea, cu rezerve limitate de oxigen esențial și fără nicio modalitate de refacere a resursei finite, viața, așa cum o știm noi, ar fi în cele din urmă complet stinsă dacă soarele ar dispărea de pe cer pentru o perioadă mai lungă de timp. Am supraviețui 24 de ore într-un astfel de scenariu. Așa cum am menționat, în primele 8 minute și 20 de secunde nu ne vom da seama de ceea ce urmează să se întâmplă, pentru că atât timp le ia roazelor soarelui să ajungă la noi. Însă pe măsură ce temperatura la suprafață începe să se răcească instantaneu, totul ar intra într-un proces de moarte fără precedent. Fotosinteza s-ar opri imediat, precum tocmai am explicat. Noi oamenii ar trebui să folosim sistemele de încălzire artificială și prin urmare să supraîncărcăm rețelele electrice din întreaga lume și să ne confruntăm cu realitatea crudă că nu putem face nimic. Liderii noștri mondiali și-ar pierde probabil autoritatea, iar credințele noastre spirituale ar fi testate la extrem. În timp ce unele dezastre naturale oferă victimelor cel puțin un grad de speranță, aici nu ar fi practic nimic de care să ne agățăm. În afară de certitudinea aparentă că tu și toți ceilalți sunteți pe cale să muriți, cu excepția faptului că probabil nu veți muri. În eventualitatea imposibilă ca soarele să se stingă și apoi să se aprindă din nou, atunci când steaua centrală va reveni, ușurarea va fi extremă, mai ales dacă dispariția inițială a soarelui a fost o surpriză totală în primul rând.
Dar, deși întunericul veșnic va fi dispărut și temperaturile suportabile vor fi revenit, stările noastre psihologice vor avea probabil nevoie de o perioadă de recuperare mult mai lungă decât plantele și culturile care au fost foarte aproape de dispariție. Mai ales că, din acel moment, ne vom uita mereu la cer așteptând ca o catastrofă maximă să lovească din nou. Dispariția totală a soarelui. Dar, desigur, toate acestea presupun că, în afară de dispariția luminii și scăderea temperaturii, Pământul ar continua să funcționeze normal, ceea ce evident n-ar fi cazul. Împreună cu celelalte planete din sistemul solar, Pământul ar înceta brusc să se rotească în jurul soarelui dispărut și ar începe să se deplaseze într-o galaxie fără direcție. Fără soarele care să le țină pe orbită, planetele ar putea începe să se atragă reciproc. În scurt timp, alinierea planetară ar fi complet distrusă, iar gravitația, masa și structura Pământului ar fi iremediabil afectate. Cel mai înspăimântător este că oamenii de știință nu știu cu siguranță care ar fi efectele imediate ale dispariției Soarelui. E probabil imposibil de prezis. Oricum, probabil că nu am avea mult timp să trăim aceste efecte înainte ca o criză cosmică să se declanșeze. Chiar dacă gravitația noastră nu ar fi cumva afectată, poate că am crea un fel de super rezistent scut care să înconjoare Pământul astfel încât Soarele să existe în continuare, dar noi să blocăm complet 24 de ore fără Soare pare o perspectivă destul de sumbră. Deși mulți dintre noi ar supraviețui frigului și întunericului total, relocarea aleatorie a poziției planetei noastre ne-ar termina aproape sigur. În caz contrar, amintirea constantă a neputinței noastre în sistemul solar ar putea provoca frică și panică dezlănțuite. Și chiar și atunci când ziua întunecată se va încheia, nu ne vom reveni niciodată cu adevărat din momentul în care soarele ne-a smuls covorul realității de sub picioare. Dacă ar dispărea luna? Acum că am văzut ce s-ar întâmpla dacă ar dispărea soarele, e interesant de văzut și care ar fi situația în care luna ar dispărea. Ei bine, dacă ne-am trezit cu toții într-o dimineață și am constatat că luna lipsește, probabil că majoritatea dintre noi nu ar observa. Cei care locuiesc în apropierea oceanelor ar constata că mareele sunt reduse, dar nu complet absente, în timp ce luna este responsabilă de cea mai mare parte a forțelor gravitaționale care creează mareele, soarele joacă și el un rol. Locuitorii de pe coastă ar observa maree mai mici de jumătate de mărimea lor actuală, dar în timp ce un cer fără lună nu ar afecta majoritatea vieților noastre de zi cu zi, ar bulversa stilul de viață al multor animale nocturne. Animalele precum molile au evoluat de-a lungul milioane de ani pentru a naviga în lumina lunii și a stelelor. Țestoasele nou-născute se folosesc de lumina lunii pentru a găsi drumul spre ocean și au deja destule probleme datorită luminilor stradale artificiale care le atrag în direcția greșită. O lună rătăcitoare ar afecta și mișcarea Pământului în jurul axei sale. Atracția lunii crește în prezent durata unei zile cu aproximativ 2 milisecunde în fiecare secol. Deși, dacă această creștere s-ar opri mâine, nu ar fi foarte vizibilă pe scara noastră de timp umană. Cu toate astea, dacă luna ar fi dispărut de miliarde de ani în urmă, rotația noastră de azi ar fi foarte diferită. La început, Pământul avea rotații de 4 ore pe care luna le-a încetinit lent și persistent până la zilele de 24 de ore pe care le cunoaștem acum. Fără prezența lunii în toți acești ani, ne-am fi învârtit mult mai repede și am fi simțit și mai mult că nu avem suficiente ore într-o zi. Luna, de asemenea, menține destul de stabilă înclinarea de 23,5 grade a Pământului. Fără această mână stabilizatoare, Pământul s-ar clătina mult mai mult, afectând anotimpurile și clima planetei. Iar la un anumit unghi, unele locuri de pe planetă nu ar vedea soarele aproape deloc, iar în altele soarele ar fi deasupra capului lunii întregi. Totuși, schimbarea înclinării Pământului ar avea loc treptat, astfel încât nu am observat-o instantaneu sau probabil nici măcar în timpul vieții noastre. Dar, pentru animalele care au evoluat de-a lungul a milioane de ani pentru a trăi în sincronizare cu anotimpurile, ar putea fi greu să se adapteze, chiar și în ceea ce nouă ni s-ar părea o perioadă lungă de timp. Pierderea lunii ar însemna și pierderea unei bogății de informații despre tânărul pământ. Datorită activității tectonice, nu există roci cu adevărat vechi pe pământ. Însă luna inactivă din punct de vedere geologic servește drept depozit de informații despre cum erau pământul și sistemul solar în urmă cu miliarde de ani. De exemplu, numărul craterelor de pe lună le arată oamenilor de știință că a existat o perioadă de bombardament intens din partea asteroizilor în urmă cu 4,1 până la 3,8 miliarde de ani. Analiza chimică a rocilor lunare ne-a ajutat de asemenea să aflăm cât de multă apă de pe planeta noastră a fost adusă pe pământ de comete și asteroizi.
Însă, din fericire, scenariile prezentate sunt doar exerciții ipotetice de gândire și nu există motive reale de îngrijorare, deoarece nu se vor întâmpla. Studiile astrofizicienilor, biologilor și inginerilor NASA, precum și ale colegilor lor din mediul academic, sunt menite să ne ajute să înțelegem mai bine Universul și să ne pregătim pentru eventualități extreme. În realitate, Soarele nu se va stinge brusc și nici Luna nu va dispărea fără avertisment. Aceste scenarii sunt utile pentru a ne îmbunătăți cunoștințele și tehnologiile, dar nu ar trebui să ne provoace teamă, ci mai degrabă să ne inspire să apreciem stabilitatea și frumusețea cosmosului în care trăim. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la Ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!